Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat astăzi în mijlocul preoților și a credincioșilor din municipiul Reșița. Cu acest prilej, ierarhul a binecuvântat lucrările executate la exteriorul bisericii Schimbarea la Față și Sfântul Ioan Gură de Aur, precum și icoanele noi de pe catapeteasmă și pictura din Sfântul Altar. Este o sărbătoare pentru această parohie și pentru municipiul Reșița, dar și pentru episcopia noastră a Caransebeșului. Deoarece această catedrală a Reșiței s-a folosit, așa cum se știe, în 13 noiembrie 2011. Atunci au fost aici 4 ierarhi și un număr însemnat de preoți, diaconi și foarte mulți credincioși. Iată, după aproape 5 ani, această biserică vreau schimbarea la față Mântuitorului și Sfântul Ioan Gură de Aur se înnoiește. Ierarhul i-a conferit viceprimarului Ioan Crina Ordinul Eparhial Crucea Episcopeliei Miron Crista pentru mireni. De asemenea, toți cei care s-au implicat în procesul de renovare și înfrumusețare locașului de cult au primit diplome de vrednicie și excelență. Credincioșii de ceva timp s-au mobilizat și au reușit să împodobească deosebit de frumos această mireasă a lui Hristos, iar astăzi, prin rugăciunea preasfințitului nostru episcop și totodată prin Sfânta Liturghie, se binecuvintează rodul, se binecuvintează munca acestor credincioși. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate și nădăjduim că și pe mai departe ne vom ridica, noi credincioșii și preoții, ne vom ridica la măsura chemării lui Hristos. La final, un grup de copii și tineri au prezentat un recital de pricesne. Trăim astăzi un moment înălțător la catedrala din municipiul Reșița, unde foarte multă lume a dorit să vină să vadă, să fie alături de părinți și de episcopia Caransebeșului pentru sfințirea acestui lăcaș de cult, care poate este unul dintre cele mai frumoase din județ și din țară. Biserica noastră este o biserică nouă, o parohie tânără, cu credincioși ascultători și binevoitori și ajutători totdeauna când avem nevoie. Așadar, în acești ultimii 3 ani, s-au realizat lucrări foarte frumoase la Sfânta noastră Biserică. S-a tencuit și s-a zugrăvit exteriorul bisericii. După aceea, iată că s-a înfrumusețat iconostasul din Sfânta Biserică, s-au zugrăvit icoane pe catapeteasmă și totodată, iată, tot astăzi s-a binecuvântat și s-a sfințit altarul bisericii. A fost o slujbă minunată, ca de obicei, când preasfinția sa se află în mijlocul nostru. Mulțumim pentru acest dar pe care ni l-a făcut și sperăm ca să finalizăm cu bine lucrările. Construirea bisericii Schimbarea la Față a început în anul 1999 și a fost sfințită în luna noiembrie a anului 2011.